ziua și bun găsit la programul nostru, care iată vine într-un moment în care nu ne-am fi așteptat să avem parte de ceea ce există în estul României, în Ucraina, și anume un război în toată regula. Suntem așadar în 2022 cu noi analize și comentarii, dezbateri pe care le avem sub egida Academiei Române, respectiv a Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din Academia Română. Avem însă și un program pe care îl cunoașteți foarte bine, și anume un program dedicat cercetărilor sino-ruse. Astăzi vom vorbi chiar despre lucruri care țin de acest aspect, și anume despre relațiile Chinei cu Statele Unite, dar, bineînțeles, cu referire la situația geopolitică și, în special, la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Sunt 50 de ani de la vizita pe care președintele american Nixon a făcut-o în China, dar nu numai acest lucru ne interesează astăzi. De aceea am considerat important să avem câțiva invitați care au o expertiză vastă în aceste relații speciale care există la nivel global. Și am să-i prezint chiar acum pe Alina Einaeg, care este președinte German Marshall Fund. Bună ziua, Alina Einaeg. Bună ziua. Apoi ambasadorul Viorel Isticioae Budor a fost director general al Departamentului Asia Pacific din cadrul Serviciului European de Acțiune Externe și, bineînțeles, cunoscător foarte bun al spațiului chinezesc. Bună ziua, domnule ambasador. Și gazda cunoscută, de altfel, a Institutului și acestui program, profesorul Dan Dungaciu, directorul ISPRI, al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, suntem într-un moment delicat și avem la dispoziție maxim o oră pentru a discuta despre ceea ce v-am prezentat mai devreme ca fiind tema principală, dar de aici vom dezvolta apoi subiectele. Și haideți să începem cu Alina Einaeg, pentru că este cea care a venit mai nou în programul nostru despre aceste relații sino-ruse, dar acum discutăm în mod special despre China și cu referire la ceea ce se întâmplă în Ucraina, războiul Rusiei cu Ucraina. Ce vedem noi, Alina Einaeg, când ne uităm spre China, având acest filtru al războiului la granița de est? Prin filtrul celor 26 de zile ale războiului din Ucraina, vedem o China care joacă foarte bine rolul, care joacă foarte echilibrat rolul, punând pioni pe mai multe pătrățele din tabla de șah, dacă vreți. În primul rând, o China care își păstrează relația cu Rusia, o China care își păstrează parteneriat, rolul de partener principal, dacă vreți, de frate mai mare într-un fel al Rusiei, păstrând Rusia într-un rol de junior partner în această relație. Pe de-o parte, vedem apoi o China care își păstrează o relație bună și cu Ucraina. Foarte echilibrată poziția Chinei față de tot ceea ce înseamnă războiul din Ucraina, dar vedem în primul rând, și aici mi se pare mie lucrul cel mai important și care trebuie cel mai bine analizat, vedem o China care joacă foarte, foarte bine relația cu SUA și care joacă foarte, foarte bine relația cu Occidentul. În primul rând, fiind foarte fermă pe pozițiile sale, începând de la Taiwan și mergând până la tot ce înseamnă relațiile economice, China își apără interesul, își promovează interesul, își statuează foarte clar interesul, pe de-o parte, și pe de altă parte reușește foarte bine să desprindă sau să folosească mai degrabă desprinderea SUA de anumite alianțe tradiționale, cum ar fi cele cu Arabia Saudită, de exemplu, tot în avantajul ei, al Chinei. Trebuie menționat, și aș vrea să discutăm poate un pic mai încolo în acest program, faptul că SUA reușește, sub administrația Biden, din păcate reușește să-și piardă alianțe foarte importante, să-și piardă aproape toate alianțele pe care le avea, mai puțin cea cu Uniunea Europeană, și acest lucru este ceea ce China folosește cu foarte, foarte mare maestrie. Deci vedem o China de care depind foarte multe și pe termen scurt și pe termen lung. Bun, iată o opinie. Cum vedem noi de la București sau cum se vede din alte capitale europene modul în care își proiectează China forța, mai ales forța diplomatică în momentul de față, despre asta vorbim, deși putem vorbi și despre forța militară, având în vedere că de curând Statele Unite au anunțat că
China a reușit să-și mărească pentru prima oară în ultimele decenii capacitatea militară în Marea Chinei de Sud prin ocuparea mai multor insule artificiale, ci de dar ocuparea cu tehnică militară foarte avansată și crearea unor zone speciale de acces, sau mai bine zis de interdicție de acces a navelor comerciale în acea zonă. E important de ce? Pentru că se întâmplă chiar în această perioadă, o perioadă delicată în care avem, iată, un război care se poate internaționaliza, poate crește în intensitate și escalada. Am să-l întreb pe domnul ambasador dacă poate să ne spună evaluarea sa legată de activitatea, sau mai bine zis de prestația, deocamdată diplomatică a Chinei față de situația din Ucraina. Sunt măgulit de invitația noastră de a începe în siajul celor spuse de doamna președinte. Mi-aș permite o mică metaforă. Acum 50 de ani, aniversarea de care ați pomenit vizita președintelui Nixon în China, ziarele au titrat despre săptămâna care a schimbat lumea. 21 februarie 1972. 24 martie 2022, ați menționat data, doamna Alina a menționat evenimentele nefericite, putem numi luna care, aproape o lună, durata acestor nefericite evenimente care schimbă lumea, putem titra astfel. Foarte probabil și dumneavoastră, dar mai ales ziariștii dornici de a exploata în continuare și analiza evenimentele pot găsi metafore sau etichete care sună mai bine. Ceea ce aș prefera însă, aș prefera să spun că Statele Unite au făcut un gest extraordinar de înțelept acum 50 de ani, asociindu-și în acea relație de parteneriat un greu protagonist al lumii, al comunității internaționale, într-un moment în care numai inspirația politică a Statelor Unite, clar viziunea, perspectiva pe care o aveau dincolo de limitele agendei, a putut să ducă la creșterea staturii internaționale a Chinei, la ceea ce privim, analizăm și încercăm să înțelegem mai bine astăzi. Aș spune însă că mai mult decât relația bilaterală, poate, mai mult poate decât rațiunile legate de agenda geopolitică de atunci, în relația, rivalitatea, cum doriți să o denumiți, cu Uniunea Sovietică, Statele Unite au avut clar viziunea de a construi un parteneriat cu cineva care devenea un protagonist important în economia globală. Și încă o dată aș elogia modul în care atât politicienii de atunci, diplomații de mare clasă, cum a fost și este în continuare titanul diplomației mondiale, Henry Kissinger, au dorit să integreze China și aceasta a fost un obiectiv geopolitic mult mai important decât o relație bilaterală, să integreze China în ceea ce devenea, sub auspiciile și eforturile Statelor Unite, în ciuda atmosferei războiului rece, ordinea economică globală. Și iată cum, astăzi, cred că mai degrabă, evoluțiile din Ucraina, din vecinătatea noastră imediată, ne obligă să încercăm să înțelegem în ce stadiu au ajuns relațiile Statelor Unite cu Republica Populară Chineză și în ce măsură ele au confirmat clar viziunea de atunci sau au creat o agendă mult mai complexă. Mărturisesc că personal îndrăznesc să cred că mai degrabă evoluțiile din Ucraina și din relația americano-rusă este un wake-up call, un semnal de alarmă pentru ceea ce ne invită, nu numai pe noi, ca observatori, diplomați, analiști, să încercăm să înțelegem care poate fi noua agendă în care așteptăm un gest potrivit al Statelor Unite și aliaților săi, spun asta ca român, spun asta ca european, pentru a defini ceea ce trebuie să fie acum relația cu China. Îngăduiți-mi să mă opresc aici în aceste remarci preliminare. Da. Păi, poate ar fi bine să vorbim și cu domnul Dungaciu. Domnul director al Institutului are destul de dese evaluări cu privire la ce s-a întâmplat în ultimele 30 de zile, aproape se fac 30 de zile, iată, de război, dar ce mă interesează și asta poate ar trebui să vedeți, să evaluați, și anume
Am văzut o declarație recentă a unui oficial chinez care spunea că veți vedea că vom fi de partea bună a istoriei sau de partea corectă a istoriei. Bineînțeles că toată lumea s-a întrebat care este acea parte corectă, având în vedere că încă nu înțelegem ce face China. Pare să fie neutră, dar nu este chiar neutră, pentru că iată spune că se poziționează, fără ca noi să știm, într-o anumită parte care va fi cea corectă pentru evoluția istorică. Ce a vrut să spună un astfel de oficial chinez? Mai ales că, iată, se fac 50 de ani de la prima lor relație, să spunem, o constatată la mod oficial între Statele Unite și China. Iată, poate este un nou moment, un nou start într-o altă relație geopolitică globală între cele două puteri. Dacă ar fi să leg ceea ce spune și ceea ce s-a spus aici, apropo de aniversarea acei 50 de ani, acum 50 de ani s-a redesenat lumea, cum spunea domnul ambasador, prin acea vizită istorică a președintelui Nixon. Forjată, da, de domnul Kissinger, dar avută în minte anterior relației cu domnul Kissinger de președintele Nixon, inclusiv în vizita din România, unde a ridicat problema Chinei, înainte de a fi consiliat de Kissinger, chiar înainte de a fi președinte. În prima vizită pe care a efectuat-o, mă rog, neoficială la București, președintele Nixon a ridicat problema Chinei, repet, înainte de a fi ales președinte, ceea ce arată că în mintea domniei sale chestiunea chineză era prezentă, înainte ca un, ca să zic așa, consiliu, sigur, de anvergura lui Kissinger să o fi introdus. Atunci s-a schimbat lumea. Cred că lumea depinde în mare măsură, sau va depinde și de azi înainte, de ceea ce va face China în Ucraina și de relația între Statele Unite și China. Deci de ce va face China sau cum va acționa China în acest război va depinde viitorul, consecințele imediate ale războiului, dar viitorul acestei lumi sau ordinii mondiale care se desenează. Ce va face cu adevărat sau cum va juca China, mi este deocamdată foarte greu să spun până la capăt, dar premisele deja le avem. Și aș puncta acest lucru pentru că e o variabilă în relații internaționale mai greu de decelat, când vește încredere. Un element fundamental greu de prins în analize. Or, marea problemă pe care cel puțin putem să o vedem astăzi prin diverse declarații între Statele Unite și China este problema încrederii. Există un episod pe care l-am trăit cu toții, aproape cu stupefacție, faimoasa întâlnire dintre Yang Jianqi și Wang Yi, ministrul de externe și cel mai important diplomat, primul diplomat al Chinei, întâlnirea bilaterală din Alaska cu domnii Sullivan și Blinken, în care s-a văzut acolo, într-o chestie aproape surrealistă de la un unit punct, cam tot ce crede China despre Statele Unite. Reacția de vreo 15 minute a celui mai important diplomat al Chinei și atitudinea pe care a avut-o acolo față de America, care a pus chiar într-o mare criză, dacă vreți, pe translatorul de limbă chineză, dacă care s-a descurcat admirabil. Deci acea reacție arată, de fapt, ce crede China despre America. Că ne place, că ne place, că e corect, că nu e corect. Deci problema mare este a încrederii între America și China. Pentru că întrebarea fundamentală pentru Beijing în momentul acesta este dacă ar merge de partea taberei democrațiilor, nu? Care e evident în acest moment, ea nefiind o democrație, ce se va întâmpla cu China după ce partenerul ei în autocrație va fi scos din joc. Asta e o întrebare fundamentală, de real politic până la capăt. Deci problema nu este să mergi cu Statele Unite, problema este ai încredere că tabăra democrației te va sprijini și după ce va scăpa de potențialul tău, hai să zic așa, partener în speță Federația Rusă, chiar dacă personaj de alt calibru decât China. Cel mai important e în problema de securitate să conștientizezi securitatea în mintea altuia. Securitatea obiectivă e ușor de obținut. Securitatea subiectivă, adică securizarea celuilalt în raport cu tine, este aproape e greu de făcut. Ori, în acest moment suntem într-o relație Washington-Beijing care nu are construită o bază de încredere suficient de mare ca să putem crede sau spera că lucrurile vor merge așa cum mulți dintre noi probabil că dorim. A treia observație. Tabăra aceasta a democrațiilor și tabăra autoritarismelor nu este un lucru nou în istorie. Războiul rece s-a bazat pe asta. Războiul rece a fost între autoritarisme, regimul comunist și democrații, care era blocul capitalist, blocul vestic. Ce este diferența care ne marchează astăzi este că de data aceasta autocrațiile sunt performante economic. Înainte de 89, autocrațiile nu erau performante economic.
Și China, din punctul acesta de vedere, are o performanță economică care te obligă, atunci când faci distinția între democrație și autoritarisme, să fii capabil să tai și legăturile economice pe care le ai cu autoritarismele. Asta este o nouă provocare care ne așteaptă în urma acestui război. Și ultima observație. Războiul încă nu s-a încheiat. Cum bine s-a sugerat aici, războiul este în curs. Consecințele lui vor fi teribile. Dar el nu s-a terminat, nu s-a încheiat și finalul său, adică parafarea acelui document, o capitulare, nu știu cum se va termina, evident că ne va da indicii mai plus, în plus, indiferent de ce va face China și ce a făcut China să oprească sau nu acest război. Ascultând aceste răspunsuri, pe de-o parte am auzit că China s-a descurcat admirabil până acum, că China își vede interesele, că China are o problemă mai importantă pe cine să îl ia ca partener de încredere în sensul larg al cuvântului, adică să rămână neutră, dar nu se poate, pentru că trebuie să facă o alegere. Deci sunt variante diferite pe care le-am auzit acum, așa că aș vrea să vă întreb care ar fi cel mai bun curs al acțiunii astfel încât să nu ajungem la o confruntare globală, la un al treilea război mondial. Și aici vreau să faceți fiecare dintre noastre câte o analiză ca să vedem cu plusuri și minusuri sau cu partajarea rațională a situației respectiv cu ceea ce reprezintă și factorul acesta al irațional. Da? Pentru că s-a introdus în discuția mondială capacitatea lui Vladimir Putin, care a condus această operațiune, cum o declară sau consideră Vladimir Putin, o operațiune militară specială, dar pe de altă parte se vorbește despre o raționalitate. Dacă în mintea lui Vladimir Putin există un calcul rece, un calcul care duce chiar dacă va fi cu atât de multe victime și consecințe grave, va duce la o resetare mondială. Pentru că aici vreau să vă întreb fiecare dintre noastre să-mi spună, vedeți posibil de fapt un scenariu în care cei trei actori, SUA, Rusia și China, deja sunt pe un curs din acesta în care se reașează ordinea mondială? Alina, în primul rând vreau să menționez un lucru pe care Dan nu l-a menționat atunci când a explicat ce se întâmplă în legătură cu China și relația bilaterală SUA-China. Să nu uităm Taiwanul. Taiwanul este un punct extraordinar de important pentru China și este un punct extraordinar de important în relația bilaterală. Ca să revin la întrebarea ta, Claudiu, bineînțeles, eu înțeleg că ne preocupă războiul și este absolut normal să ne preocupe să ne preocupe cum să-l facem să fie cât mai scurt, cum să-l facem să fie cât mai conținut, cum să-l facem să fie cât mai puțin destructiv, ca să spun așa. Dar eu cred că întrebarea pe care trebuie toți să ne punem și aș vrea de fapt să o aud pusă cât mai des este, odată ce se va termina acest război, pentru că el se va termina poate mai târziu decât ne-am dorit noi, dar evident se va termina, ce se va întâmpla după? Ce fel de pace construim sau, mă rog, se construiește acum? Ne uităm la o pace sau ne uităm, cum cred eu de altfel, la un război rece care va dura niște decenii? Deci întrebarea privitoare la război este absolut binevenită și o să încerc să răspund la ea, dar aș vrea după aceea să încercăm un pic să răspundem și la ce fel de pace ne uităm și câtă stabilitate vom avea după aceea. Eu nu cred că ne îndreptăm spre un al treilea război mondial. Cred până acum, cel puțin din câte am văzut și comportamentul lui Putin, cu toată marja aceea de iraționalitate pe care eu o lăsăm, bănuim că o are, și comportamentul lui Putin, cum spuneam, dar și comportamentul celor din NATO, ambele comportamente mi se par foarte calculate, foarte echilibrate, destul de atente la a nu intra într-un joc sau într-o greșeală, sau nu se provoca un accident care să ducă la un eventual al treilea război mondial. Deci eu nu văd neapărat aici marele pericol. Marele pericol, și este un pericol pentru noi în primul rând, pentru că suntem foarte aproape de acest război, este că el va dura, nu se va termina, nu este războiul de 5 zile, nu este nici războiul de 26 de zile, iată astăzi. Este un război care va continua și ne va consuma ceva timp de acum înainte. Dar nu cred că există pericolul ca el să se întindă mai departe decât s-a întins deja, ba dimpotrivă, eu cred că se va localiza pe punctele pe care Putin are neapărat interes să le cucerească. Dar, cum spuneam, pe mine mă îngrijorează foarte tare și mă gândesc cu foarte mare îngrijorare, cum spuneam, la ce va urma după, pentru că așa cum se poziționează
toți marii jucători, toți, de fapt și mari și mici, pe noua tablă de șah, ca să spun așa, văd deja divizarea în două tabere. Nu este o relație bilaterală China-SUA. Este, cum foarte bine a spus Dan, este o relație sau o viitoare, creionarea unei viitoare relații într-un bloc autocrat și un bloc democrat. O relație care, cel puțin din analiza mea, nu va fi o relație de pace, nu va fi o relație de stabilitate, așa cum nu va fi nicio relație de încredere. Deci vom continua să avem tensiuni neapărat în plan economic, probabil și în plan militar, între aceste două blocuri care se prefigurează. Și deși avem experiența și poate că mulți dintre noi nu am uitat istoria războiului rece, cred că acesta care urmează va fi mult mai dificil, pentru că cele două părți, din cauza globalizării, cele două părți sunt foarte puternic conectate și economic, și atunci legătura va fi cu atât mai complicată și cu atât mai tensionată. Dar eu cred, poate sunt pesimistă, că nu ne uităm neapărat la o, adică nu ne uităm deloc la o pace, ne uităm la un război rece prelungit. Bun, război rece. Deci tot un război, numai că se poartă fără arme sau fără arme care trag, pentru că războiul rece avea și componenta aceasta de escaladare a înarmării, tocmai pentru că în acest fel cei doi combatanți principali, cele două blocuri, ar fi putut să-și arate forța sau capacitatea de a proiecta forța în fața celuilalt. Domnul ambasador, dumneavoastră ce părere aveți? Spre ce ne îndreptăm? Eu trebuie să vă cer iertare înainte de a continua cu câteva fraze, pentru că mă simt foarte, foarte subiectiv și marcat în această subiectivitate de formația mea de diplomat. Nu de teoretician al relațiilor internaționale, și adresez respectul meu celor din studio cu experiență în această privință, ci de practicant al relațiilor internaționale, și amintesc de faptul că diplomația, așa cum foarte corect a amintit și domnul profesor Dungaciu și doamna Alina Inec, diplomații au lucrat și au ținut să aibă dialog, cooperare, comunicare, chiar și în condițiile blocurilor antagoniste, în condițiile glaciale ale războiului rece. Deci, ca diplomat, sigur, undeva într-un colț al minții trebuie să-ți păstrezi clare reperele, conceptele ale politicii pe care o slujești, așa cum astăzi România este un stat democratic, membru NATO, partener strategic al SUA și membru al Uniunii Europene. Aceste lucruri trebuie să fie clare, dar diplomatul nu este scutit de cerința flexibilității, mobilității. Cineva spunea, un bătrân diplomat francez pe care l-am cunoscut, dacă e nevoie, negociez și cu diavolul, numai să iasă bine. Nu e un slogan al diplomației, e un reper practic. Încă o dată scuze pentru subiectivitate. Aș urma însă câteva din remarcile extrem de juste, justificate, ale profesorului Dungaciu. Unu legat de lipsa de încredere. Dar ea are o sursă care s-ar putea să vă surprindă, distinși parteneri în panel. Și aș spune că este una pe care am constatat-o în anii petrecuți ca ambasador al României în China, din 2002 până în 2011, într-un fel martor la mai multe momente delicate în relația dintre Est și Vest, dintre China, Uniunea Europeană și Statele Unite. De ce spun asta? China a fost foarte atentă, începând cel puțin din 1989, la evoluțiile consecutive războiului rece și apoi destrămării Uniunii Sovietice, foarte atentă la modul în care partenerii occidentali, Statele Unite, în primul rând, au tratat fosta Uniunea Sovietică și, în primul rând, Federația Rusă și conducerile de la Moscova care au urmat de-a lungul anilor, politicile pe care Vestul le-a aplicat față de Moscova. Îmi amintesc discuțiile, îngăduiți-mi o mică amintire, în care le spuneam prietenilor chinezi, uitați-vă cât de mult sunt salutate anumite reforme în anii 90, care au loc în Rusia, lui Gorbaciov, după aceea Yeltsin și așa mai departe, dumneavoastră poate ați urmărit mai îndeaproape, ce mult sunt tratate
cu sprijin salutate reformele, e adevărat, care vin de sus în jos în sistemul politic, cât de mult sperăm într-o democratizare, deschidere a Federației Ruse, a conducerii, a societății către valorile și principiile noastre. Și ei spuneau, da, înțelegem, ei parcurseseră, îngăduiți-mi această mărturie, după atâtea decade petrecute în China ca diplomat și observator direct al evoluțiilor de acolo, China a făcut o deschidere către vest mult mai devreme chiar decât noi, decât România, decât țările est-europene, care pe urmă, în 89, au traversat schimbările, transformările pe care le știți. China a început deschiderea către vest, foarte mult și inspirată de către Statele Unite și politicile sale de susținere și de încurajare, și în egală măsură a avut o experiență și mai bună și mai tristă în anumite momente, care știți că, din păcate, a cunoscut și pasaje dramatice, cum a fost piața Tiananmen. În egală măsură, însă, a existat și zidul democrației. A existat și acolo un dialog între conducere și mase, într-o formă pe care, sigur, nu neapărat o putem asimila cu ce s-a întâmplat în țările noastre, în estul Europei. Dar China a consumat o experiență și a fost atentă și la experiența Uniunii Sovietice și a post-URSS-ului a Rusiei și a modului în care a fost tratată de Occident, de Uniunea Europeană, de partenerii europeni și de către Statele Unite. Concluziile ei, trase din anii 90 până la 2008, au fost de multe ori favorabile, au îndrăznit să încurajeze aripi reformiste în interiorul Partidului Comunist și al conducerii, până la anumite puncte de inflexiune negativă. Dacă vă amintiți de crizele din 2008, când ștafeta olimpică destinată Beijingului era smulsă din mâna sportivilor chinezi, care erau trântiți la pământ. Din păcate, unii erau handicapați în cărucior și totuși asta nu a oprit protestanții și cei care susțineau cauza Tibetului să-i calce în picioare. Eram acolo, la Beijing. A fost o primă fractură, ceea ce corect numește domnul Bungaciu, momentul în care apare neîncrederea. Studenții chinezi care studiau cu zecile de mii, 80 de mii, 90 de mii, 100 de mii în Statele Unite, în Paris, în Berlin, în Londra, au trăit un șoc. Știți cum spune poetul? Și-au jurat atunci în barbă să fie mai prudenți, să fie mai atenți. Deci au fost niște momente în care China a trăit niște șocuri. Au mai fost și altele. Pivotul către Asia al președintelui Obama, care anunța politici extrem de generoase, așa cum anunță în multe privințe acest Build Back Better World sau Indo-Pacific Strategy, împrospătată luna trecută de către Departamentul de Stat. Chinezii au așteptat. Au așteptat să vadă unde ar putea fi un loc de întâlnire. Încă o dată salut rememorarea de către domnul profesor Dungaciu a întâlnirii din Alaska, care a strălucit, în viziunea mea ca observator diplomatic, prin sinceritate, prin deschiderea dialogului și a arătat forța pe care o au ambele părți prin interlocutorii săi cei mai distinși în plan diplomatic, de partea americană și de partea chineză. S-au spus atunci lucruri care nu sunt numai pentru mine sau pentru dumneavoastră, au fost pentru o audiență mai largă decât domestic audience, publicul american sau publicul chinez. Și ăsta este un lucru care, sincer vă spun, din nou, iertare pentru subiectivitate, ar trebui să ne facă mai prudenți atunci când încercăm, sigur, dintr-o tendință, dintr-o aplicare utilitaristă, să apelăm la modelul războiului rece pentru a gândi ceea ce este, ceea ce s-ar putea accentua o relație dificilă și complexă. Doamna Alina Ineh avea dreptate. E o relație mult prea complexă ca să putem găsi o etichetă acceptabilă și atot cuprinzătoare pe moment. Dar părerea mea este că, din păcate, n-ar trebui să ne grăbim atât de repede spre scenariul războiului rece. De ce? Din două motive care nu ne ajută. Războiul rece a produs CSCE-ul, OSCE-ul, procesul prin care, și revin la observația extrem de legitimă a profesorului Dungaciu, prin care au fost puse pe hârtie, agreate și puse în practică măsuri de încredere reciprocă, măsuri de limitare a riscurilor de conflict.
Deci e o lecție a războiului rece care nu o regăsim în zilele noastre, în ciuda plecării Statelor Unite către renegocierea unor acorduri, inclusiv în domeniul nuclear, nu o regăsim încă în închegarea unor înțelegeri care să prevină tensiune, confruntare, dacă vreți, rivalitate. Deocamdată nu. Până și benignul acord în domeniul investițiilor, sigur, un acord extrem de cuprinzător între Uniunea Europeană și China, care numai tarifele nu sunt cuprinse în textul lui, în rest este unul din cele mai cuprinzătoare acorduri bilaterale în domeniul economico-comercial, n-a fost finalizat. De ce? Pentru că a intrat într-o atmosferă toxică, sigur, hrănită probabil de parcursul pe care l-au avut și gesturile ambele părți. Din păcate, nu avem acel cadru în care, exact ce spunea domnul profesor Dungaciu, rămâne marea piedică, lipsa de încredere. Dar, aș încheia cu remarca, sunt foarte mult încurajat de modul în care conducerea americană, președintele Biden însuși, sigur, asistat îndeaproape de o echipă extrem de bine pregătită, de la secretarul de stat Blinken până la Kurt Campbell, coordonatorul relațiilor cu Asia, un om extraordinar de experimentat pe relația cu Asia și China, cu care am avut un dialog excelent în 2003, când eram șeful departamentului Asia. Eu cred că ultimele două întâlniri din noiembrie și cea de acum de câteva zile virtuale dintre președintele american și președintele chinez arată un efort extraordinar care îl așteptăm să dea rezultate. Mi-amintesc că tânăr diplomat zâmbeam când citeam despre faptul că președintele Kennedy avea câteva lecturi favorite. Îi plăceau William Faulkner pentru romane, îi plăcea Walt Whitman pentru poezie și îi plăcea să citească mintea lui Hrușciov. Sunt convins că pe bedside table, pe noptiera domnului președinte Biden, una din lecturile preferate sunt materialele privind gândirea lui Xi Jinping. Sunt convins că acolo mai trebuie un efort, inclusiv pentru a găsi răspunsurile la ceea ce cu distinsă incisivitate domnul Lukaciu ne invita să găsim răspunsuri. Ce urmează? Voi continua inspirat de comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Bun, o să încercăm să mergem chiar puțin mai repede cu aceste explicații, fiindcă mai avem câteva întrebări importante legate de Marea Neagră, de România și Republica Moldova. Trebuie să le cuprindem totuși în acest spațiu în care suntem acum de maxim o oră. Domnule profesor Dungaciu, nici nu știu să vă mai întreb, adică să nu faceți cumva vreo predicție greșită. Totuși, avem câteva opțiuni. Opțiunea unui nou război rece. Opțiunea, mai vedem ce vrea, ce vor Statele Unite în raport cu China. Dar știți, dacă vă uitați la toată istoria aceasta a Chinei modernă, mă refer, cea partea aceasta de, din anii 70 încoace, când s-au deschis foarte mult relații internaționale dinspre China, China nu vrea niciodată nimic dacă te uiți la ea. Întotdeauna spune, noi așteptăm să vedem ce se întâmplă. Noi suntem ca bătrânul care se uită pe marginea râului cum curg, mă rog, era vorba de altceva, cum curg cadavrele dușmanilor noștri, dar să spunem că aici cum curge apa. Până la urmă, cred că China va trebui, nu, să aibă o acțiune. Nu va fi niciodată cea care asistă pasiv și să vadă din poziția de neutralitate frecvent întâlnită și mereu afirmată ce se va întâmpla între Rusia și Rusia, respectiv Ucraina, Uniunea Europeană, respectiv Statele Unite. Pentru că până la urmă ceva se va rupe, nu? O fractură se va crea la nivel global. Da, despre asta am tot discutat în emisiune. Sigur că se va crea, depinde cum va arăta ea. Va fi sau nu război rece? Aici probabil că ambii interlocutori sau colegii ai noștri de platou au dreptate. Poate să fie un război rece, nici război rece n-a debutat cu Helsinki 2. Au trebuit 2 ani jumătate să se negocieze Helsinki 2. A fost o consecință a unei tensiuni care până la urmă a dus, după negocieri, cum bine sugera domnul ambasador, asidue, la acele acorduri. Asta nu înseamnă că n-a fost război rece. Deci dacă noi debutăm noi așa cu o confruntare foarte complicată care să ne sugereze război rece, încă metafora n-a fost inventată, trebuie să vină un premier britanic, probabil să ne spună cum se va numi perioada asta și cum va cădea cortina. Deși e mai greu să găsești geografia cortinei, ținând seama că legătura economică e de cu totul și tot altă natură. Deci nu știm ce va fi. Metaforic, dacă va fi un război rece, cu siguranță că
Va trebui să ne obișnuim cu el, sentimentul pe care îl am că mergem în acea direcție, repet, cu un Helsinki 3 probabil în perspectivă. Dar, revenind la întrebarea noastră, China, sigur că face, totdeauna face, China are un plan, sigur că s-a tovorit, China gândește pe 500 de ani înainte, sau 100 de ani, sau 50 de ani. Poți să gândești pe 100 de ani înainte când ești aproape în afara istoriei sau când ești în regimul pe care îl identifica Napoleon. Lăsați China să doarmă, nu treziți uriașul că va zgudui lumea. Când ești în afara istoriei, gândești pe 100 de ani. Când ești prezent și istoria îți bate la ușă, nu mai poți gândi pe 100 de ani. Deci China este acum adusă de acest război în centrul hărții militaro-strategice. Până acum a fost adusă încet, încet prin intrarea în WTO în 2001, decembrie 2001, în centrul lumii economice, când a adus 900 de milioane de muncitori chinezi în lumea economică globală, în Organizația Mondială a Comerțului, a fost în centrul lumii economice. Acum este în centrul lumii strategico-militare. Ea nu mai are timp să-și facă calcule pe 500 de ani. Ea sigur că are un plan. Dar planul ei, din ce vedem noi, cel puțin până la acest moment, prin declarațiile pe care Beijingul le face, este de a-și defini neutralitatea, ca să zic așa, fiind și cu apărarea suveranității și integrității teritoriale, un principiu fundamental al Chinei de 100 de ani, dar și cu nevoia de a găsi o garanție de securitate pentru Federația Rusă, pentru că asta spune Beijing. Deci va juca pe aceste, probabil că nu se va duce până la capăt în niciuna dintre aceste poziții. Adică nu se va duce, sigur, până la capăt în oferta pe care o face tabăra democraților, așa cum nu se va duce până la capăt nici să îmbrățișeze până la 100%, mă rog, cauza Federației Ruse. Dar undeva, la mijloc, va juca. Și asta înseamnă că ea își va menține o pârghie esențială, din punctul meu de vedere, inclusiv în perspectiva viitorului rece. Să-i spunem viitor război rece cu ghilimele de rigoare. Deci China va juca, ea are un interes. Ea va juca pentru că lipsa aceasta de încredere o face să fie foarte atentă de a se duce la orice invitație vine dinspre Occident și, doi, puterea ei economică și financiară este fără precedent. Există o bună parte a lumii care se uită spre China, care depinde de China. Există o bună parte a lumii care nu vrea să aleagă atât de simplu între Statele Unite și China. Dacă vă uitați la țările ASEAN, țările ASEAN vor cumva să fie întrebate fiind în sondajele de opinie, ele sunt conștiente că China este cea mai mare putere economică. Ar dori, nu-i așa, ca America să fie prezentă într-o proporție de peste 50%, dar văd că influența americană, economic vorbind, în regiune este de 7-9%. Cât timp mai poți să mizezi pe prezența americană când tu o aștepți, de aia nu vine? Când China este acolo cu bani și influență. Deci există o bună parte din planeta asta, fac o paranteză, noi nu ne uităm la ce se întâmplă în India, dar și India este neutră în acest conflict. India n-a făcut afirmații tranșante nici măcar după vizita premierului japonez acolo, în care a încercat nu să găsească, să identifice în India o poziție mai radicală și mai apropiată de tabăra democrațiilor. Deci, China se bazează pe această ambiguitate să joace strategic, se bazează pe forța economică încă extrem de puternică ca să joace în perspectiva acestei confruntări de tip război rece. Așa că, să fiu scurt la întrebarea dumneavoastră, se va plasa undeva între cele două capete ale răspunsului potențial, deci nici într-o parte cu tabăra democrațiilor, nici până la cap în tabăra autocraților, dar va juca și nu va respinge sprijinul pentru Federația Rusă, chiar dacă acest sprijin nu va fi complet, total, nu și fără rest. Eu m-am întrebat de fiecare dată când am auzit astfel de poziții diplomatice din partea Chinei, partea Indiei, chiar și alte țări. Chiar am văzut recent că aproape nicio țară din Africa nu are o opinie consolidată cu privire la situația din Ucraina, care este o situație de conflict militar și, din punctul de vedere al dreptului internațional, este o agresiune inadmisibilă și care încalcă toate obligațiile unui stat față de un alt stat suveran. Deci ziceam că am văzut această ambiguitate în foarte multe locuri, foarte multe locuri de pe glob, cu excepția Europei și aici cu o mică paranteză Ungaria din Uniunea Europeană, respectiv Serbia din afara Uniunii Europene. Și mă întreb dacă nu cumva este poziția celor care
nu se mai gândesc la suveranitate, la libertate, la independență, ci se gândesc la viitor. Și viitorul nu va ține cont de aceste alegeri, să le spunem, care fac parte din multilateralism, din toată construcția aceasta, toată arhitectura de după al doilea război mondial cu ONU, cu toate instituțiile care vegheau, supravegheau, făceau în așa fel încât să nu se ajungă la un conflict major. Și probabil, asta vreau să vă întreb, probabil că ar trebui să reflectați aici, în această dezbatere, dacă România este de partea bună a istoriei, dacă România, sigur, trebuie să-și respecte condiția de membru al NATO și al Uniunii Europene, dar cât de afectată va fi România? Pentru că se află la sute de kilometri, în cel mai rău caz, dar depinde cum vedem lucrurile. Dacă se apropie prea mult conflictul de Odessa, s-ar putea să fie chiar mai aproape de câteva sute de kilometri. Deci, ce se întâmplă în cazul nostru? Având în vedere aspectul acesta global în care cam toată lumea privește cu ambiguitate, cu excepția țărilor NATO, conflictul din Ucraina. În primul rând, cred că e important de spus. Mă rog, o să încep eu să răspund, da, că am început deja. Cred că este foarte important de menționat că țările care sunt ambigue, așa cum spui tu, în legătură cu conflictul din Ucraina, sunt exact țările care nu au încredere în SUA și care înțeleg foarte bine că acest, cum înțelege toată lumea, cred, că acest conflict nu este doar despre Ucraina și nu este neapărat și nu este doar un conflict între Rusia și Ucraina, deși bineînțeles că războiul acolo este localizat, ci până la urmă este un antagonism, dacă vrei, un război, deși nu neapărat militar, între două forțe mult mai mari și doi actori geopolitici mult mai mari. Acele țări care n-au încredere în SUA sunt țările care așteaptă să vadă cum va pica zarul și după aceea probabil vor alege poziția care trebuie. România este mult mai aproape de conflict decât câteva sute de kilometri. Din când în când bombele cad foarte aproape de granița cu România, din păcate. Insula Șerpilor, distanța... Și exact asta vreau să spun, să nu uităm că insula Șerpilor în acest moment este bastion, este cucerită de către Rusia. Foarte aproape. Sunt 40 de kilometri, nu? Dacă nu mă înșel, de granița cu România. Deci eu cred că România trebuie să țină cont de toate aceste realități, care evident că nu ne plac și nu ne avantajează. Avem o graniță foarte mare, foarte lungă cu Ucraina, avem o situație foarte complicată în Marea Neagră, avem o situație complicată cu Crimea, avem o situație dublu complicată cu insula Șerpilor, ca să nu uităm că noi foarte aproape, în proximitatea insulei Șerpilor, avem perimetrul acela gazeifer pe care am cam uitat să-l exploatăm și nu știm exact când vom putea să îl exploatăm, dată fiind situația. Deci, bineînțeles că faptul că suntem în NATO este un avantaj, faptul că suntem în NATO ne asigură o linie politică pe care o vom urma în continuare, respectiv cea a NATO. Dar trebuie să ținem cont și de aceste realități din teren, care nu știu dacă se vor schimba foarte curând. Nu știu ce se va întâmpla cu insula Șerpilor foarte curând. Nu cred că se va întâmpla nimic cu Crimea foarte curând. Deci de aceea trebuie să ținem cont că noi în Marea Neagră, în bucățica asta de mare, trebuie să continuăm să avem o oarecare securitatea maritimă, pe care trebuie să o gândim împreună cu partenerii din NATO, dar și împreună cu țările litorale care pot la parte la acest dialog. Mie se pare acest lucru foarte, foarte important. Și am tot stat și am urmărit pe parcursul nu numai acelor 26 de zile de război, dar încă înainte, cam din decembrie, de când a început de fapt toată povestea cu posibilitatea invaziei Ucrainei de către Rusia, am stat și am urmărit luările de poziție și schițarea de către politici a fiecărei țări membre NATO. Și din câte am observat, România, aici Dan cred că s-ar putea să știe mai bine, România este singura care nu a avut niciun fel de opinie specifică, nu a avut niciun fel de poziționare a interesului propriu României în toată această posibilitate de invazie inițial și război. Bineînțeles că sunt țări care au avut poziții complet aberante, altele care au avut poziții ambigue, altele care au avut poziții, mă rog, care se încadrează cu ceea ce ne-ar plăcea nouă să vedem mai mult,
ca luare de poziție, dar România a fost singura care nu a spus nimic în ceea ce privește propriile interese, deși până la urmă este alături de Polonia țara cea mai afectată de acest război. Întotdeauna, uitându-mă la pozițiile publice ale statului român, să spunem prin ministerele sale, prin anumite instituții care fac evaluările acestea, într-adevăr nu observi, sau cel puțin public, nu se observă niciun fel de emulație, niciun fel de dorință, niciun fel de acțiune concretă, specific desemnată sau asignată României. Poate că noi suntem, spre deosebire de celelalte țări, și doar încerc să spun, să-mi dau o explicație, suntem altfel decât restul, și anume noi nu comunicăm public ceea ce ne dorim, ci avem un alt mod de comunicare cu parteneri strategici, prin alte mecanisme, căi, canale din acestea, să le spunem, confidențiale, prin care ne facem treaba. Adică nu avem nevoie de publicitate, nu avem nevoie de o poziție cunoscută public. Nu spun că este așa, spun că mi se pare greu de crezut ca statul român să nu aibă nimic de cerut niciodată atunci când se întâmplă astfel de acțiuni la nivel global în care putem fi afectați. Poate greșesc, nu știu. Domnul ambasador, dumneavoastră ce părere aveți? Că știți mai bine din experiența pe care ați avut-o la serviciu de acțiune externă. Mulțumesc că evocați această ipostază pe care am consumat-o de funcționare în Serviciul European de Acțiune Externă, atât la sediul central la Bruxelles, cât și ca ambasador al Uniunii Europene în Japonia. Eu îi dau multă dreptate doamnei Ineh pentru lipsa unei anumite exprimări specifice în ce privește agenda națională, interesul nostru, și reiau într-un fel și observațiile dumneavoastră, domnule Lucaciu. Dar ceea ce cred este că, exact, repet, ca funcționar european, cred că avem de urmărit în continuare partea de agenda care completează ceea ce s-a făcut până acum în calitate de membru al NATO. Și aș spune asta referindu-mă la încărcata, tensionata agenda economică. Și pentru că vorbim de relația cu China, amintesc, nu știu cât de mult asta a rămas pe agenda și se lucrează, înțeleg că da. Viitorul summit al Uniunii Europene, la 1 aprilie, cu China. După multe amânări, după multe luni și chiar ani de amânări, cu probabilă discutare și a contextului legat de acordul bilateral de investiții, dar mai ales în ceea ce privește sancțiunile, nu numai cele aplicate reciproc între China și Uniunea Europeană, ci și cele legate de contextul actual al relației cu SUA și sigur și cu criza din Ucraina. Și aș spune că aici noi trebuie să fim foarte atenți. În general, convingerea mea, după niște ani petrecuți la Bruxelles și în Asia, Uniunea Europeană s-a echipat mult mai complet în sensul detaliului al dimensiunii multilaterale, variate de acorduri cu China și cu statele asiatice în general, cele like-minded, cu același sistem politico-diplomatic sau cu mecanisme similare în ce privește ideologia, ca Japonia, Republica Coreea, Singapore sau altele, precum Thailanda sau Vietnamul. Și la ora actuală, Uniunea Europeană aș spune că are o încărcătură de strategii, măcar încorporate în acordurile bilaterale, care i-ar putea permite să joace un rol mult mai vizibil și eficient, atât în relația cu Asia în general, cu partenerii săi de acolo, cât și cu China, pe multiplele planuri. Și aș relua aici observația extrem de pertinentă a domnului profesor Dungaciu legat de influența economică a Chinei. Pentru că China, într-adevăr, în perioada asta, și observația dumneavoastră, domnule profesor, este justă, China nu a stat, răspund apelului domnului Lucaciu de a ne uita acolo, China n-a stat deloc, dimpotrivă, pe fondul pandemiei, care ne-a inhibat, blocat, crispat de multe ori, știți dumneavoastră mai bine că vă uitați extrem de panoramic pe tot ce se întâmplă, China s-a mișcat, nu numai în ce privește pandemia, nu aici mă refer, ci s-a mișcat în reconsiderarea unor politici, indiferent că sunt macroeconomice sau orientate sectorial, de o manieră care ar trebui să ne preocupe. Dacă nu să ne surprindă, să fie din nou un wake-up call, să ne scuture ca să ne trezim și să ne adaptăm la ceea ce se mișcă. Și nu mă refer aici numai la semnalele pe care
având în vedere propriile sale obiective geopolitice și economice, Statele Unite le-au dat în serie, începând de la administrația președintelui Trump, cele cu sancțiuni economice, cu aranjamentele și înțelegerile în mai multe faze, în relația bilaterale, ci mai, mă refer la acele tentative pe preliminare de deconectare, de decuplare, de limitare a cooperării tehnologice. China s-a mișcat și a început să-și caute, nu știu dacă peste tot a găsit, dar a început să-și caute soluții care ar trebui să ne preocupe, dacă nu să ne îngrijoreze. Doamna Inech vorbea despre conectivitate, despre interconectivitate, domnul profesor despre interdependență economică. Nu știu, nu sunt economist și mă întreb foarte apăsat în ce măsură acestea pot fi anihilate, dezamorsate, anulate. Distinși economiști români în diferite împrejurări în ultimul an au vorbit despre quasi imposibilitatea decuplării. Păi haideți să ne uităm, anul trecut, 2021, în condițiile cutremurătoare ale pandemiei, Uniunea Europeană face 800 și ceva de miliarde de dolari în schimburile cu China, 20 ceva, peste un sfert creștere față de anul precedent, în condiții de pandemie. Statele Unite fac 770 de miliarde, o altă creștere de aproape 30%. Întrebarea despre decuplare rămâne retorică. Deci, sigur că toți ne uităm și repet despre diplomați. Statele Unite își construiesc cu foarte multă grijă, milimetric, politici, economice și comerciale în Asia, datorită cuprinderii. Asia, la ora actuală, crește de o manieră grevată, handicapată de pandemie, de o manieră, aș pune în ghilimele, îngrijorătoare, pentru că noi suntem acum prea concentrați, exact cum observați, cei cu insula Șerpilor, cei cu Ucraina, cei cu Rusia. Dar acolo se întâmplă niște jocuri care, am avut onoarea deja să discut și cu domnul Lucaciu și domnul Duncaciu într-o emisiune despre mutarea centrului geoeconomic, geopolitic al lumii în Asia. Nu, n-avem răspunsuri definitive, dar lucrurile se întâmplă, iar China se mișcă. China deja se pregătește pentru o nouă diviziune internațională a muncii. Am observat asta. Știm că se întâmplă. Și cu atât acest marș al ei lung către o nouă poziție economică globală se accelerează, presată de deficiența problematică, provocarea pe care o reprezintă Rusia, provocarea pe care o reprezintă criza din Ucraina, pentru că nu va mai avea acces la același import de motoare electrice, aeronave, grâu, porumb pe care le oferea Ucraina. Și atunci unde se va duce? La fel India. Deci observațiile dumneavoastră de adineauri mi se par tot atât de strategice pentru viitorul nostru, precum grija față de cei la insula Șerpilor. Pentru că noi suntem în concertul european. Ce se va întâmpla pentru relația cu China ne privește și pe noi. Fabrica de frigidere și utilități casnice care s-a deschis de către chinezi cu câteva zeci de milioane în județul Prahova, fabrica de la Mioveni, care sigur acum am problemele de supply chain, de aprovizionare, încep să aibă dificultăți, s-ar putea să ne doară mai rău decât Ucraina. Să doară prin numărul de locuri de muncă, dificultatea de a continua pe linie orizontală sau verticală anumite elemente de producție. De-aia spun că, într-un fel, China se mișcă și de o manieră care ar trebui să invite, alături de partenerii noștri, europeni și americani, o atenție sporită. Avem sau nu asta? Nu știu. Dar cred că dumneavoastră deja ați deschis foarte pertinent și binevenit această discuție. Am deschis discuția, dar trebuie să o și închidem, din păcate. Nu știu dacă cineva simte nevoia, în afară de domnul profesor Duncaciu, care avea oricum dreptul la cuvânt, simte nevoia să mai adauge ceva, să o spună înainte să încheiem această dezbatere. Nu, profesor, sunteți ceva mai apropiat cumva de discuția aceasta lăsată mereu deoparte, și anume Republica Moldova, Marea Neagră, România. Flancul estic al NATO, dar avem și noi o graniță cu Moldova, nu numai cea cu Ucraina, iar Moldova este cumva
nu știu cum să zic, ca un no man's land privită acum. Poate greșesc, poate că lucrurile stau diferit, deși vizite sunt nenumărate. Chiar și astăzi președintele polonez, din câte știu, se întâlnește cu președinta Maia Sandu, dar nu asta vreau să zic, vreau să spun, vedem vreo legătură în tot acest conflict în care să ne îngrijorăm de situația din Republica Moldova, să ne îngrijorăm de ce se întâmplă la Marea Neagră? Foarte pe scurt și cu promisiunea către cei care ne privesc, ceea ce s-a deschis acum, adică dezbaterea despre marile linii și fracturi economice care se vor întâmpla. Această discuție o vom continua în cadrul proiectului nostru, pentru că realmente marile linii economice se vor redesena, începând de la inițiativa, marea inițiativă nu a Chinei cu centura și drumul, până la alte inițiative care funcționează în zonă. Războiul a perturbat anumite trasee economice. Deci această dezbatere merită să fie făcută. Coborând acum la insula Șerpilor și Republica Moldova, cum spunea domnul ambasador, realități care sigur că ne dor în această realitate cumplită a războiului, mă asociez, doamne Inaeh, probabil că anumite puncte de specific n-ar strica în această vot, dar sigur că România este un stat Uniunii Europene, NATO, partener strategic cu America, dar ea trebuie să fie un pic mai specifică în discurs. Polonia este extrem de specifică, uneori poate cam prea specifică, dacă mă întrebați pe mine, dar noi nu avem această specificitate, noi vorbim din interiorul grupărilor din care aparținem, adică noi practic reproducem de foarte multe ori un mesaj. Republica Moldova ar fi trebuit poate să fie mesajul nostru mai predilect, pentru că Republica Moldova se află într-o criză teribilă. Eu cred că Federația Rusă nu se ocupă de Transnistria în sensul recunoașterii Transnistriei, pentru că știu foarte bine, și ăsta e motivul principal, că odată recunoscută Transnistria, se dă invitația teoretică României ca să se ocupe de Republica Moldova, care fără Transnistria devine o fostă bucată de Basarabie. Deci, Republica 2, prin posibila reunificare, pentru că dacă ai luat Transnistria oficial de facto și de iure, nu numai de facto, în momentul acela poți să livrezi, nu-i așa, mesajul politic în Parlamentul Republicii Moldova de reunificare pe modelul german. Teoretic e posibil. Și atunci ai adus, practic, NATO de pe Prut Ministru. Pentru că reunificarea cu România înseamnă aducerea NATO mai aproape de, mă rog, spațiul este, nu sunt Federația Rusă, că acolo e Ucraina. Deci, dacă Federația Rusă nu face asta, nu face din acest motiv. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova are vreo soluție de securitate în acest moment. Nu are nicio soluție de securitate. Și dumneavoastră gândiți-vă că ce se întâmplă în Odessa, că îți dau un singur exemplu. A blocat tot acesta ce spunea domnul ambasador de male, rețele și transporturi. Păi, toate mărfurile Republica Moldova vin din Odessa. Când ai închis Odessa, trebuie să inventezi alte drumuri. Asta înseamnă costuri mai mari, presiune pe populație, deci presiune social-economică, fantastică, pe o guvernare, pe un președinte care sigur că n-ar fi meritat aceste lucruri. Deci Republica Moldova este o problemă socială, o problemă economică, o problemă de securitate și probabil că și o problemă identitară, dacă e să discutăm, cum se spune, de la București. Avem 1400 de kilometri frontieră cu Ucraina și Republica Moldova. De asta specificitatea mesajului poate că n-ar strica, în special pentru că măcar pentru Republica Moldova discuțiile să nu se întâmple doar la nivelul unei grupări mai ample, pentru că nu tot NATO Europeană sau Statele Unite se ocupă de Republica Moldova așa cum probabil că ar fi meritat să ne ocupăm și noi. Și în această speranță, cu această speranță, sper că nota specifică a României va fi mai vibrantă, pentru că numai în relație cu Republica Moldova, România poate produce o notă specifică de care să ia seama și alții. Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Am spus mai devreme, dacă simțiți nevoia să mai adăugați ceva, dacă nu, lăsăm pe data viitoare, pentru că data viitoare chiar aș vrea să participăm la o discuție legată de fracturile acestea la nivel global care se petrec sau se vor petrece. Le mulțumesc doamnei Alina Inaeh, care reprezintă German Marshall Fund, ca președinte, domnului ambasador Viorel Sticioae Budura, care este fostul director general al Departamentului Asia-Pacific din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă și domnul profesor Dan Lugaciu, președintele Institutului, director Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române. Mulțumesc, ne oprim aici.